Vă salut, prieteni, bun găsit la o nouă ediție de Exclusiv Rapid. Am ieșit în toamnă odată din studio, ieșim din nou și suntem la baza de antrenament a echipei lui Cristiano Bergodi. Patru invitați la această ediție cu numărul 21, Chris Brown, Crăjan, Paul Iacob și Pape vor veni rând pe rând la microfon, la valieră și vom avea discuții interesante timp de aproximativ o oră la această ediție. Începem cu Chris Brown, un fotbalist care a impresionat, venit în vară de la CFR Cluj, trecut și pe la FC Botoșani și cu o poveste extrem de interesantă de viață și cu o amintire legată de Rapid încă din anul 2006, mai exact din martie 2006. Chris Brown, un jucător care a impresionat încă de la primele meciuri la Rapid, este alături de mine la această ediție cu numărul 21 a emisiunii Exclusiv Rapid. Vorbim în engleză, vom și traduce. Chris, a few days to the first official game, how do you feel? I think we had very good 9 days in Turkey. We had good matches against very good opponents. We had good trainings. Everything was what we had there from the fields to the hotel was good. I think we are pretty much ready for the first match. But the results were not good. Yeah, the result was last year. Everybody know what bad period we had. I hope that we let it in last year, and we're looking forward. There are people, they say the results in the friendly games matter. There are a lot of people, they say also they don't matter. What is your opinion? I think a friendly match is kind of like more harder training, you know. So the results, of course, you want to win every game, but I think in our friendly games it was important that we integrate the new players, that they know how we want to play, that they also get the feeling for us, for the players who are already there. So it was more like get to know each other, filing on some small details we want to play in the official matches. Do you remember when Rapid won the last game? Well, you spoke today about it, I don't know, but it's a long time. The derby against FCSB. Yeah. True. Too much? Too much. Way too long. What can you promise to the fans? I can promise them that that every match we will try everything. Of course, we won't win every game, but we will give our heart to the field and we will try everything to make them happy, to make us happy, and to reach our goals we set from the beginning. The first game, it's a derby. Rapid won the first time against Craiova in the first leg, we can say. What can we expect? Then it was a 5-3, eight goals. Yeah. For a defender, it's not that good. No, not that good, of course not. Rapid received just three, Craiova received five. I mean, I still, we also want to stand good in the defense, of course. What to expect? I think it will be a fire game because Craiova also in the winter they prepared very good. They are also ready. We are ready, and the better team will on Friday. And I think it's us. But Craiova had a good period before the winter break. Mm. Now they lost a friendly game 2-4 against Poliash. Like I said, friendly games are not like the end results. You know, it's just a better training. So either we don't watch for the friendly games like what they do, what we did. They did what they had to do. We did what we had to do. So on the official match, there we will see. Of course, they had also a very good period before the winter with the new coach. I think they have. And we will see. The players that come this winter. What can you tell us as a colleague about them? As a colleague, I played together with Krasniki. I know about his qualities. I think everybody know about his qualities. About Burmas, Djokovic, who doesn't know him? He has the eye, he has the passes, and I think he's a very good add-on for us. Burmas, also young player, unknown, but I hope that they will make a name very fast in Rapid. Hassani? Oh, and Hassani, of course. Yeah, no, I mean, in the trainings, they're moving good. They're into the group. I mean, but it's hard to say in a friendly game, and for them also, it's difficult to come into a new country, new league, with new colleagues. But we try to make it for them as easy as possible to integrate in the group, and I'm very sure that we have a lot of fun with them. Did you give them some advices? I didn't have too much time to speak with them, like about the league and whatever. But I think they pretty much know what they have to expect. But to be honest, no.
the fans expect a lot of them because they have the, especially Burmaz and Hassani, they have some very good CV. Mm. I mean the goals. Yeah, of course. I mean, of course, fans always expect the best when you get a new transfer, because a new transfer is a plus for the team, or should be a plus for the team. But I hope and I beg them that they also give them some time to feel the league and to everything, because it's not so easy to play for Rapid. So it's a big team with great fans, a lot of pressure, and not everybody can cope with this. So I hope that they have a little bit patience with them. But also on the other side, I think that they will impress them very fast. When you look now at the table, what do you think? The table is the table at the moment, and we don't spend too much time to look at the table. We always have the next game, and we want to take the 3 points, the maximum. We have 9 more games in the official round before the playoffs are coming, so we just want to take the maximum of what we can take, and in the end, we want to stay up. One of the objectives was the cup. Rapid missed the cup again from the group stage. It's one of two goals we missed. We still have one open. It's a pity, of course, because we promised the fans the cup. We disappointed them, we disappointed ourselves. It's gone, but what can we do? We don't have to talk about this too much anymore, and we just have to focus on the league and put our power into there. At the end of October, the fans, also some colleagues of yours, they spoke about the title, the championship. Do you think it's possible, or the distance is too big? We know the points will be... Of course, but I think it's, in my opinion, it's not always the smartest to open your mouth and speak too much about what you want. Of course, we know what we want, and spending less time on talking and more time on working. And in the end, when it will be true, it will be true. If not, we will try again and again and again and again. But at the moment, it doesn't look like this, and we want to work towards it. Let's go back to Chris Brown. You play right, you play left. do you play also as a goalkeeper? No. If they need me, yeah, but no, don't put me into the goal. But it doesn't matter where I play. I played center back. I played wide winger with last year with Cheffrey. I also played almalmost every position, left back, right back, left winger, right winger. It doesn't matter wherever they need me, and I can put my qualities to help the team. I try to give 100%. Your position is a right back, but you play the same, that good, versus a left back. Yeah. And it's not just my opinion. Yeah, thank you very much. But as I said, I just try to put all of my energy. It doesn't matter where they put me. If I play, if I don't play, it doesn't matter. I will give everything for Rapid, and that's it. So if I have to play left back or Nushtu, where, I will play. As a defender, what is your opinion about Badescu? Because a lot of people spoke just in the last 2 weeks. Paul Jakob told me about Badescu since September. Oh, yes. I believe he's a center back. He's a center back. I mean, I also believe that he's a center back, but he scored the goal as on the left back position. No, he's a good kid. He's a good kid with the right mind, and he's training with us for several months now, and. We speak with him as the older players. We try to give him some advices, what he can improve. Now he's playing on the left-back position, where I think it's not his position. I never saw him, to be honest, like in center defender in official game or in the unders. But he has a lot of qualities. He's fast, he's strong, he has passes, he's left-footed. If he keep his head on the ground, he will have a good future. Now let's go back in time to the date 15 March. 2006. Ooh, what do you need a little bit help? Yes. You were in Hamburg, of course. Yeah. And there was March was not the World Cup. The World Cup was in summer this yes. year. Yes. It was a very important match for Rapid, and you was a little Hamburg. Boy. You yes. told me in a private conversation. Yeah. This. We was I was playing in the under, and I was a ball boy. And I was also there, but especially like I didn't knew like Rapid. Of course, you knew like. Okay, there's a team coming, and we was playing. I think back then was still UEFA Cup, no? UEFA Cup, yeah. Yes, exactly. They called it UEFA Cup, and we was the boy, and I remember that Presidente, he had a good moment there. He scored a very, very nice goal in the first leg. Yeah. In Hamburg, they lost, but they Rapid qualified, and Hamburg was at that time
on the first place in the Bundesliga. No. They won against Bayern. Yes, no. At this time, it was this was Hamburg, where everybody needs to know. Like, I'm from Hamburg. It was massive back then. We had so many good players. We was everything was top. Yeah, it was always like the Bayern. We call it the Nord-Süd-Gipfel, Bayern against Hamburg. It's very sad that for 3 years now that it's not there, but I really hope that Hamburg is coming back up because the club deserves to be in the first league 100%. In that games, Van der Vaart played for Hamburg. Yeah. Now he's one of your fans. He's coming to the games. Do you know his wife plays for Rapid. Yes, it's a handball player. Know. He was also our mentor for the under-19. Him, Piotr Tuchowski, Nigel de Jong and Daniel van Buyten. Yeah. It was, at this time, they had players from Mamma Mia. They had so many good players, and I never spoke with him one-on-one, but when we were training, or when he was training us, I mean, he was an exceptional player. He was incredible, Van der Vaart. Maybe you can speak now. If I get the chance, why not? Danke, mein Freund. Bitte, mein Freund. Wir sehen uns Freitag. Yeah, perfect. Another question, because after you, we have an interview with Cătălin Cârjan. I need a question from you for Cătălin. For Cata? Yeah. Why he spent so much time playing PlayStation? Ask him this. Chris Brown e curios de ce stai atât de mult pe PlayStation. Greșește, chiar nu stau foarte mult, doar foarte puțin în timpul liber. Nu prea mult timp liber pentru că muncesc foarte mult și în sală și la antrenament și când am puțin timp liber mă joc puțin pe PlayStation. Cu el te-ai jucat vreodată? M-am jucat puțin, Call of Duty. În rest, și l-ai... Nu prea mă pricep, sincer. Da. Am jucat cu mai mulți băieți și am intrat și eu cu ei. Hai să ne întoarcem la fotbal, pentru că asta este specialitatea numărul 1. Apropo de antrenamente și de felul în care te antrenezi, tu faci și antrenamente suplimentare, Cătălin. De ce? Păi așa am crescut cu mentalitatea asta. Știu, părinții mei m-au învățat că dacă fac ceva trebuie să dau totul și îmi doresc foarte mult să ajung la un nivel înalt. Muncesc în fiecare zi și din cauza aceasta muncesc. Tu ai fost la un nivel înalt pentru că ai fost în lotul primei echipe de la Arsenal, ai fost pe banca de rezerve meciul de cupe europene, deși aveai 19 ani și jumătate, 20 cât aveai. Da. Și așteptările au fost mari de la tine și sunt în continuare foarte mari de la fani, de la antrenori, de la colegi, de la toată lumea. Cât de mare e presiunea pe un puș de 21 de ani? Este presiune, dar toată lumea are presiune. Nu pot să spun că simt așa presiunea. Intru în fiecare zi, încerc să dau tot ce mai bun la fiecare antrenament, la fiecare meci și la finalul zilei, dacă iese bine, suntem cu toții fericiți. Și eu, din felul în care te-am văzut și din ce am văzut la tine, am văzut că și tu pui parcă o presiune pe tine și tu îți dorești foarte mult de când ai venit aici la Rapid. Așa este, îmi doresc să-i fac pe fan fericiți, îmi doresc să câștig alături de colegii mei. Din păcate, primele 6 luni nu au fost așa cum doream. La început a fost un început bun din punctul meu de vedere. După nu am primit foarte multe șanse, dar în următoarele 6 luni îmi doresc mai mult. Ce ți-ai propus pentru 2024? Ce își dorește Cătălin Cârjan? Îmi doresc să câștig titlul cu Rapid. Asta e, cred că e visul tuturor de aici, de la Rapid. Suntem o familie, suntem o echipă foarte unită și sperăm să luăm titlul anul ăsta. Totuși, când te uiți la clasament și vezi Rapidul pe locul 4 cu 33 de puncte și vezi liderul cu 44... Așa este, dar este foarte mult de jucat, mai sunt foarte multe meciuri, va fi și play-off unde se vor înjumătăți punctele și suntem încrezători. Pe ce te bazezi când spui că sunteți încrezători? Da, eu cred că avem calitate foarte mult în echipă, văd în fiecare zi la antrenament. Din păcate, la meciurile din tur și la meciurile de până acum au fost meciuri când am pierdut foarte ușor, dar sperăm să nu se mai întâmple în această jumătate de sezon. O luăm meci cu meci și sperăm să strângem puncte. Întotdeauna la Rapid s-a întâmplat acest lucru. A fost mai ușor în derbiuri, în meciurile cu echipele mai puternice și în anumite meciuri în care Rapidul părea favorită certă, a venit sincopa. Ai găsit vreo explicație? Așa este, mi s-a spus de când am venit aici că sunt probleme cu echipele mici, nu știu ce se întâmplă, trebuie să intrăm să dăm totul la fiecare meci, nu contează că jucăm cu ultimul loc sau cu primul loc. Craiova, FCU Craiova, nu e o echipă mică, e o echipă însă pe care Rapidul a învins-o o singură dată, dar a făcut-o într-un mod extrem de spectaculos, chiar în partida de tur de pe Ion Oblemenco. La ce să se aștepte suporterii vineri seara?
Așa este, ne-am pregătit foarte bine pentru această partidă. Ne dorim să câștigăm, cum am spus, o luăm meci cu meci. Suntem pregătiți pentru acest meci și sper să luăm cele 3 puncte. Craiova a pierdut, ce-i drept, un meci amical cu Poliaș în urmă cu puțin timp. Totuși, în luna decembrie, formația olteană a avut rezultate foarte bune, spre deosebire de Rapid. Așa este. E normal în campionat, sunt perioade bune și perioade mai puțin bune. O să vedem ce se va întâmpla la acest meci. În meciul amical nici nu am avut rezultate foarte bune, dar cred că este diferit. În meciul oficial vom arăta diferit. Totuși a trecut foarte mult de la ultima victoria Rapidului și eu includ aici în discuția cu tine și meciurile amicale. Corect, așa este. Doar că au venit mulți jucători, noi am avut timp acum să ne pregătim alături de mister. A fost primul cantonament alături de dânsul și am făcut o treabă bună în cantonament, cred eu, și sper să se vadă asta și în meciurile din campionat. Cât de diferite sunt antrenamentele din Anglia cu cele pe care de care ai avut parte aici, în 6 luni la Rapid? Da, este puțină diferență. Acolo pot să spun că stăteam mult mai mult la stadion. Mă duceam dimineața la în jur de ora 8 și stăteam până la 3 după amiaza. Dar și aici condițiile sunt extraordinare. Avem tot ce ne trebuie. Avem sală, avem refacere, avem tot ce ne trebuie ca să reușim. S-a vorbit mult despre transferul tău în vară, până ai și fost prezentat oficial la Rapid. Și s-a vorbit destul de mult în această iarnă. Au fost multe zvonuri care te dădeau deja plecat de la Rapid. Ai avut oferte? A existat ceva concret? S-a pus problema să pleci de la Rapid? Sincer. Nu s-a pus problema, nu. Nu am avut o discuție cu nimeni. Am vorbit cu familia mea, știam deja lucrul ăsta că voi rămâne la Rapid și în următoarele 6 luni, cel puțin. Deci nu dai bir cu fugiții, cum se spune. Nu fugi la greu. Nu, îmi doresc să lupt pentru locul meu în echipă și sper să-mi câștig locul în echipă. Faptul că te-a dorit Dinamo a contat în vreun fel? Vă spun sincer că n-am primit niciun telefon, nu am vorbit cu absolut nimeni despre asta. Nu știu nimic. Peste două etape va fi derbiul Dinamo Rapid. În tur a fost 4-0 pentru Rapid. Rapidul din nou pare favorit, având în vedere pozițiile din clasament. Da. Ar trebui să se teamă fanii, având în vedere ce se întâmplă în meciurile în care Rapidul e favorită sau din contră? Nu neapărat. O să intrăm cu aceeași mentalitate cu care am intrat în meciul din tur. Sper să fie același rezultat. Pare optimist. Extrem. Asta ne dorim. Ne dorim la fiecare meci, să luăm fiecare meci în parte, să câștigăm cele 3 puncte. Asta își doresc și jucătorii care au venit în această iarnă la Rapid. Tu cum i-ai primit pe noi veniți? Da, cred că toți i-am primit foarte bine. Sunt jucători cu calitate, jucători foarte buni. Sunt caractere extraordinare și sunt sigur că se vor impune la Rapid. Ai discutat cu ei, având în vedere că, practic, și tu ai venit tot din străinătate la Rapid în urmă cu o jumătate de ani. Am încercat să discut cu ei, să-i ajut să se integreze și cred că s-au integrat foarte bine deja. Și de la ei sunt așteptări mari pentru că au CV-uri bune sau au cifre foarte bune. Tu ce ne poți spune despre Hasani, de exemplu, sau despre Burmaz, oameni pe care nu-i cunoaștem, pe Krasnici și pe Djokovic, știe toată lumea? Așa, pot să vă spun ce am văzut și eu la antrenamente. Cum am spus, au calitate și cred eu că nu trebuie să ne uităm la un jucător anume. Suntem o echipă, trebuie să dăm toți cu totul la fiecare meci și doar împreună putem câștiga. Îți dorești să te întorci în Anglia după expirarea împrumutului? Avem și întrebări de la suportări și de la prietenii emisiunii, exclusiv da. Rapid. Deocamdată nu m-am gândit la asta, mă gândesc ce fac acum cu Rapid până în vară și voi vedea în vară ce se va întâmpla. Când te uiți totuși și vezi Arsenal, Rapid, la ce te gândești? Există ceva asemănător? Nu știu ce să zic. Fiecare club e diferit. Știm cu toți, e diferență mare între campionatul din Anglia și campionatul din România. Arsenal e la un nivel foarte mare. Sper ca și noi să luăm titlul anul ăsta și să jucăm în Europa la vară, să arătăm că avem valoare. Care e favoritul tău de la Arsenal? Care e cel mai bun prieten? Da, favoritul meu pe postul meu, Odegaard. Îmi place foarte mult și pot să spun de el că a fost foarte apropiat de mine când eram acolo, îmi dădea multe sfaturi și e un băiat extraordinar. Cine îți dă cele mai multe sfaturi în continuare aici la Rapid? Cred că toți. Majoritatea vorbesc cu mine. Cum am spus, suntem o familie, ne ajutăm între noi și le mulțumesc tuturor că sunt alături de mine. Cu Săpunarul vorbești? Da, foarte mult. Foarte mult, da. Mă ajută. Mereu îmi place să vorbesc cu el, să-mi spună povești, ce făcea la Porto, la echipele la care a fost și mereu vorbesc cu el, da. Și
când te uiți la el și îl vezi la aproape 40 de ani pe care îi împlinește pe 5 aprilie, dacă nu greșesc, la începutul lunii aprilie, da, ca să nu greșesc, la ce te gândești, sincer? E un model, nu doar pentru mine, cred că pentru noi toți, e un model să joace la vârsta asta, la fiecare antrenament de totul și e un exemplu pentru toți. Dar colegul lui din apărare, Paul Iacob? Și Paulică, încearcă să ne ajute pe noi, pe cei tineri. Cum am spus, toți sunt extraordinari, suntem o familie aici, la Rapid. O familie Rapid, o familie care a reluat obiceiurile de a ieși la masă în oraș înaintea meciurilor. V-a purtat noroc acest lucru în toamnă. La un moment dat n-ați mai avut timp și parcă a dispărut norocul. Așa. E superstițios? Eu, unul, nu sunt superstițios, dar așa au spus băieții, așa s-a întâmplat. Acum o să reluăm acest obicei și sperăm să câștigăm. Pentru că această emisiune a fost făcută după antrenamentul Rapidului și avem și în spatele tău jucători extrem de tineri. Ce ai putea să ne spui despre juniorii de la Rapid care au făcut antrenamente alături de voi? Pentru că în toamnă, în septembrie, când a fost Paul Iacu prima oară la Exclusiv Rapid, ne-a spus un lucru. E un fundaș central foarte interesant, îl cheamă Bădescu. L-a descoperit lumea acum în meciurile amicale. Da, avem junior foarte bun la club, cei pe care îi știți, Alex Stan, Gabriel Gheorghe, sunt jucători foarte buni, Robert Bădescu, dar cred că mai vin și din spate, Frunză s-a antrenat cu noi și e un jucător bun, băiatul lui domnul Enci, la fel, un jucător foarte bun. Avem un jucător foarte bun în Academie și sper să facă pasul la echipa mare și să arate ce jucători sunt. Și portari foarte buni. Așa este, Bogdan Codruț, care este împrumutat, foarte bun. Crezi că Bogdan ar putea să profite de un eventual transfer al lui Horațiu Moldovan? Pentru că s-a vorbit mult, deși Horațiu e în continuare la antrenamentele Rapidului. Nu vreau să-mi dau cu părerea. Bogdan vine în fiecare zi la antrenament, muncește și dacă va avea șansa, sunt sigur că va fi pregătit. Pentru că sunt foarte mulți specialiști, inclusiv Leo Toader, antrenorul cu portare al echipei naționale, care l-a remarcat de la vârsta de 15 ani. Da, așa este. Este un portar foarte bun, se antrenează de mult cu noi și chiar este bun. Dar ar fi o pierdere mare dacă pleacă Horațiu acum plin campionat, putem spune. Clar, este o pierdere. Este portarul numărul 1 în momentul ăsta în România. Ne-a ajutat foarte mult în aceste 6 luni și va fi o pierdere. Ei da vreun sfat, având în vedere că tu ai jucat deja în străinătate, deși ești mai tânăr decât el, dacă ar pleca în străinătate? Pentru că în România e clar, nu va pleca. Da, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi. Îi urez mult succes, sunt sigur că se va acomoda acolo și va continua să fie cel mai bun. Dar ce promisiune le faci suporterilor înainte de primul meci oficial, cel de vineri cu FCU Craiova? Da, o să le spun că vom da totul la fiecare meci și ne dorim ca la finalul campionatului să ne bucurăm împreună de titlu, sper. Vine primul gol pentru Cătălin Cârjean? Sper, îmi doresc foarte mult asta și sper că va veni. Vorbim cu Paul Iacob în acest moment. Paul Iacob, care a marcat în ultima victorie a Rapidului. Nu sună bine pentru Rapid, sună bine pentru Paul Iacob, pentru că a marcat practic golul care a dus victoria din derby, dacă ne uităm, din derbiul cu FCSB, golul al doilea al Rapidului, s-a terminat 2-1, dar dacă ne gândim când a fost acel meci, sunt niște semne de întrebare, Paul. Te salut, îți mai amintești cât timp a trecut de la acel succes? Bună seara, da. Cred că aproape două luni și puțin, de mult. Pentru echipă ca Rapid și la ceea ce ne-am propus noi, este cam mult timp de când am mai câștigat. Chiar prea mult, am putea spune, având în vedere ce pretenții erau în acel moment de la voi. Da, cu siguranță. Este o presiune pusă pe noi la care trebuie să facem față, trebuie să ne obișnuim cu ea, pentru că, așa cum am spus și la început de campionat și pe tot parcursul campionatului, vrem să atingem primele 3 locuri. Cum am mai spus-o, personal vreau să câștigăm campionatul, nu un loc 2 sau 3 pentru mine nu e de ajuns. Dacă te uiți la ocupantele locurilor 2 și 3, distanța e mică. Dacă te uiți spre FCSB, chiar dacă o să urmeze în jumătățirea la finalul sezonului regular, distanța e mare. Da. Prea mare? Prea mare nu e niciodată în fotbal, mai ales pentru că atâta timp cât joci cu echipele bune ale campionatului în play-off și noi cu cele mai bune echipe am făcut cele mai bune meciuri.
dacă nu greșesc, cred că le-am bătut pe toate. Le-am bătut pe toate în campionat și cu siguranță am mare încredere pentru play-off-ul ce va urma. Pe ce te bazezi când spui că ai mare încredere? Pe faptul că întotdeauna Rapidul s-a motivat cu echipele bune ale campionatului. Știm foarte bine că noi am avut probleme cu echipele mici. Atâta timp cât le vom elimina pe cele mici și vom rămâne doar cele mai bune în joc, pe asta am încredere că atunci ne vom arăta adevărata valoare. Având în vedere că nu ați câștigat de mult, nu ați reușit să câștigați nici în meciurile amicale, i-am întrebat și o să întreb pe toți colegii tăi lucrul acesta. Cât de mult contează sau nu contează rezultatele din meciurile amicale? Pentru că sunt păreri și păreri. Pentru mine orice meci contează. Ca fapt divers, cum am spus, ne propunem să ajungem pe locurile 1-3. Asta înseamnă obligatoriu calificarea în grupele europene. Dacă vrem chestia asta, trebuia să batem ultimul meci, pentru că cei de la Westerlo erau pe locul 11 din Belgia. Deci cu siguranță ne vom bate cu echipe mult mai bine clasate decât cei de la Westerlo. Dar dacă urmărești, cum să zic eu, meciurile și rezumatul meciului care a fost în cantonament, am avut ocaziile noastre, am început într-adevăr mai temător, dar per total eu zic că am fi putut întoarce scorul mult mai ușor. La Rapid am vorbit și în precedenta emisiune, ai fost chiar după meciul din tur cu Craiova la Exclusiv Rapid și te întrebam și atunci ce rezultat ți-ai dori la meciul cu Dinamo, pentru că Rapid și suporterii Rapidului vor spectacol. Rapidul în multe meciuri în această sezonă a oferit spectacol, totuși pentru un fundaș bănuiesc că e destul de frustrant când echipa încasează și multe goluri, chiar dacă a și marcat multe. Cum a fost cazul meciului de la Craiova, evident. Da, mi-aduc aminte, pentru că exact după acel meci am spus că mi-aș dori să câștig 1-0 în toate meciurile și așa spun și acum. Vreau să câștigăm 1-0, nu știu, 2-0, nu contează, doar să câștigăm, pentru că trebuie să scoatem echipa din această pasă fără victorii și cu siguranță am redobândit încrederea pe care am pierdut-o în ultimele meciuri din campionat. E, nu știu, și un blocaj psihic faptul că nu mai câștigați de atâta timp? Vă gândiți la asta? Vă apasă? Da, normal că ne apasă. Eu îmi doresc să câștig fiecare meci. Când nu reușești să câștigi de foarte mult timp, te gândești, poate fac ceva greșit, începe să apară îndoiala și când apare îndoiala îți scad inclusiv calitățile tale ca și jucător. O victorie, exact, de fapt e acea vorbă, victoriile aduc victorii. Deci o victorie în primul meci oficial din 2024 v-ar descătușa, am putea spune, teoretic. Da, în teorie așa e, dar cu siguranță că trebuie să muncești în continuare, nu poți să te bazezi doar că ai bătut ultimul meci. Nu, vom încerca să câștigăm toate meciurile dacă este posibil. Apropo de acel meci extrem de spectaculos cu Craiova din tur, a fost și debutul lui Albion Rahmani și a fost un debut extrem de spectaculos. Într-o repriză, practic, a marcat de două ori și de atunci a ridicat foarte mult tacheta și a pus și o presiune pe el, pentru că atunci l-au văzut suporterii Rapidului. Rahmani va reveni într-un meci oficial după aproximativ 3 luni, chiar împotriva Craiovei. Poate să marcheze din nou? Poate chiar o dublă? Mi-aș dori din tot sufletul și mi-aș dori să fie piaza neagră sau piaza rea pentru Craiova. Cum l-ai simțit în pregătire? Parcă n-a fost accidentat, cel puțin eu îți spun, din fața calculatorului, din fața YouTube-ului. Da, l-am simțit foarte motivat. El chiar a fost și mi-a destăinuit chestia asta. El s-a antrenat în plus față de cât trebuia și a dorit foarte mult să revină cât mai repede. Este foarte, foarte motivat și nu are absolut deloc trac. Ceea ce e mare lucru. După o accidentare la gleznă, nu e frică de contre, nu e frică să bage piciorul, deci înseamnă că a făcut toate lucrurile cum a trebuit. Mă bucur mult pentru el. Sunt jucători care după accidentare pățesc sau trec printr-o astfel de perioadă, exact ce spuneai tu, le e frică să bage piciorul. Nu e cazul. Nu e cazul lui. El e foarte, foarte bine pregătit și chiar și fizic, pentru că din ce l-am văzut are și ritm bun, nu numai faptul că are încredere. Deși accidentarea lui părea cea mai urâtă, cea mai grea dintre cele suferite de colegii tăi în acea perioadă, în toamnă. Uite, Petrila și cu Emers încă nu și-au revenit 100%. Părea pe hârtie sau la prima vedere, da, părea, dar eu zic că cea mai gravă a fost la Claudiu, la Petrila. Păi, se pare că așa e. Pentru că la el n-a fost doar o ruptură musculară, din ce am înțeles a fost mai sus undeva la tendon, nu știu exact să vă zic.
Dar la Xi'an au fost alte probleme, nu a făcut ce trebuia, nu s-a dat diagnosticul bun și de asta n-a putut să revină. El a avut noroc că a găsit un doctor bun, i s-a dat diagnosticul foarte repede, a făcut operația și apoi n-a trebuit decât să facă recuperarea și probabil că și de asta și-a revenit atât de repede. Pe ei cum îi simți, pe Emert și pe Claudiu, pe Petrila? Claudiu e bine, se antrenează separat. Binișor. Da, binișor, cât poate fi în momentul de față, se antrenează separat, își vede de treabă, dar Xi'an într-adevăr a fost supărat pentru că și-a dat seama că toate aceste luni au fost degeaba pentru el și putea să revină mult mai repede dacă avea un diagnostic bun de la început. Povestește-ne puțin despre jucătorii care au venit în această iarnă, cum i-ați primit? Da, păi... Pe doi știați bine. Da, îi știam bine, într-adevăr, și pe Krasniqi și pe Gioco. Îi știam foarte bine din campionatul nostru, jucători foarte buni, de valoare, dar și Burmaz și Hassani, la fel, niște jucători care cu siguranță ne vor ajuta. Sunt jucători foarte buni, după părerea mea, o să ne ajute. Aveam nevoie de ei pe acele posturi, pentru că în față, am avut de suferit. Dar în familia Rapid, se știe că noi primim jucătorii foarte, foarte bine și tratăm ca pe frații noștri. Într-adevăr, familia Rapid s-a reluat obiceiul, ieșiți din nou la masă, un lucru care vă aducea noroc. Da, sper să ne aducă și acum, vom ieși și această săptămână, vom ieși la masă, să fim toți împreună, uniți și sper la finalul săptămânii să fim foarte fericiți. Transferurile făcute de Rapid au fost cap de afiș în presă. În același timp a fost cap de afiș și au fost niște multe zvonuri legate de posibilă plecare a lui Horațiu Moldovan. În continuare e alături de voi. Ți-e frică că ați putea să vă pierdeți portarul titular? Frică nu mie, pentru că știm foarte bine că așa este la fotbal. Când un jucător își face treaba pentru o echipă, cu siguranță că alte echipe mai bune își vor arăta interesul pentru el. Moldo a făcut-o foarte bine pentru Rapid, m-aș bucura pentru el să prindă un transfer în afară, m-aș bucura să și joace din primul minut la o echipă din afară și să rămână în poarta naționalei. Cu siguranță eu, unul cel puțin, cred că va fi portarul care va apăra la Euro și legat de frica aceasta să plece, nu. Consider că Virgil este un portar bun. Și dacă nu vine un alt portar nou, sunt sigur că Virgil va face față cu brio. Pe Silviu Lung Junior îl știi bine? Nu-l cunosc, nici personal, nici... Da, așa, din ce l-ai văzut pe vremuri... Nu pot să zic că l-am urmărit. Are un CV bun. A câștigat toate trofeele pe care putea să le câștige cu Astra, a jucat în cupele europene, a fost și pe la echipa națională. Da, într-adevăr, are un CV bun, dar, cum am spus, atâta timp cât Moldo este aici, nu văd de ce ne-am uitat la alți portari. Fotbalistul cu cel mai impresionant CV de la Rapid rămâne Puștiul, cu ghilimele, și colegul tău din centrul defensiv, Cristi Săpunaru. Plinește peste 2 luni și jumătate 40 de ani. Crezi că vei juca cu el și în sezonul 2024-2025? S-ar putea să joc și în 2025-2026. Da, mi-aș dori. E alegerea lui, e corpul lui și dacă îl va ajuta în continuare corpul și el își dorește, cu siguranță că va continua. Mulți dintre prietenii noștri care se uită în fiecare săptămână la emisiune, printre care și Tudor, te întreabă dacă te vezi următorul capitan al Rapidului, având în vedere că ești foarte, foarte apreciat de către suporterii Rapidului. Să mă văd capitan, cred că este prea mult spus. Nu cred că ar trebui să spun eu chestia asta. Faptul că sunt apreciat de suporteri înseamnă că mi-am făcut treaba bine pentru Rapid, chiar dacă la început nu am început, la început, da, n-am... Am jucat mai puțin, nu mi-am făcut datoria, să spun așa. Dar acum cred eu că am legat meciuri și am făcut o figură frumoasă și de asta suporterii cred că mă apreciază. Dar ai fi pregătit să preiei banderola la un moment dat? Am mai fost capitan și la Chintia, am mai fost și pe la echipele unde am mai jucat, deci nu e o postură în care să nu mă, nu știu, nu o cunosc. Ești mulțumit de randamentul pe care l-ai dat? Tot întrebări de la fan. De când a venit domnul Bergodi? Să zicem că da, aș fi preferat să luăm mai puține goluri. Cred că aș fi putut să fac mai multe chestii bune, dar un 80% cred că sunt mulțumit.
Tu ai avut oferte de a pleca de la Rapid, ai avut vreo ofertă de transfer în perioada în care nu jucai atât de mult? Te-ai gândit la vreun moment dat să pleci? Tot Tudor te întreabă. Da, am avut oferte, m-am gândit să plec, bineînțeles, pentru că nu cred că este jucător pe lumea asta să-i convină statutul de rezervă și să nu joace. Cu siguranță că m-am gândit să plec. Nu s-a dat curs din partea conducerii și asta vreau să, pe calea asta vreau să-i mulțumesc lui Nico, pentru că a avut un rol foarte important. El mi-a spus să-mi aștept rândul, că clubul are încredere în mine și uite că s-a dovedit a fi adevărat. Am avut oferte, nu am plecat și mă bucur că nu am făcut-o. Din Liga 1 sau din străinătate? Și din Liga 1 și din străinătate. Deci până la urmă a fost un sfat bun. Da, foarte bun. Atunci te gândeai? Sau îți pierduse un pic speranța? Nu, de fiecare dată când mi-a spus Nico, i-am mulțumit și a fost ca o gură de oxigen în momentele în care nu jucam și el, practic, era cam singurul care m-a băgat în seamă. Chiar dacă Rapidul a încasat multe goluri în acest sezon, mai multe decât în sezonul precedent, pe tine foști fotbaliști au văzut îndreptățiți să fii în zona echipei naționale. Speri la prezența la campionatul european din această vară, sincer? Visezi? Da, pentru că joc la o echipă mare a României. Dacă nu jucam la o echipă mare a României, nu speram și nu mă gândeam la acest lucru. Dar în același timp îmi dau seama că este foarte greu, nefiind convocat până acum, este un impas. Dar da, îmi doresc. Tu faci ceva în plus după antrenamente? Am văzut că sunt colegi de-ai tăi care fac antrenamente individuale, cu antrenori separat de ceea ce faceți la Rapid. Nu, cu antrenori personal nu am făcut. Fac singur, îmi dozez corpul așa cum știu eu, dar, sincer să fiu, cred că toată echipa Rapid face în plus și înainte și după. N-am văzut jucători care să nu facă absolut nimic. De ce toți jucătorii se plâng când joacă din 3 în 3 zile, deși foarte mulți dintre jucători spun că ei preferă să joace din 3 în 3 zile? Până la urmă e obositor sau nu? Sincer să vă spun, eu niciodată n-am înțeles chestia asta și nu o să declar niciodată că sunt obosit când joc o dată la 3 zile. Îmi doresc să joc toată viața la 3 zile, să jucăm în cupe europene, să jucăm în cupă, să jucăm în campionat și tot așa. Niciodată nu voi spune că voi fi obosit atâta timp cât joc. Câte puncte ar putea să facă Rapidul în aceste 9 meciuri rămase din sezonul regular? Cum am spus, Rapid poate să bată pe oricine. Dar să te completez și nu sunt răutăcios, dar ați demonstrat că vă puteți și încurca cu oricine. Exact. Tocmai de asta spun. Eu visez să facem maxim de puncte, sunt un visător și îmi doresc la fiecare meci să câștigăm. Sunt conștient că exact cum a fost, o circunstanță, cum a fost cu Petrolul, am luat roșu minutul 5, e greu să o câștigi. Aștepți, o fază fixă, e greu. Sunt meciuri în care nu poți să câștigi sau te afli într-o pasă proastă, exact cum am fost în ultimele meciuri. Dar din 27 de puncte câte sunt puse în joc, eu consider că în 27 de puncte am putea face oricând. Dar dacă obținem un 21-22 de puncte, cred că suntem mulțumiți cu toții. Cu Botoșan v-ați încurcat în campionat, deși era pe ultimul loc, ați învins în cupă și tu ai marcat din lovitură liberă. De ce nu execuți mai des lovituri libere? Ai mai încercat, ce-i drept? Am mai încercat, nu mi-a ieșit. Sunt un tip care, atunci când simte, se bagă. Dacă simt lovitura liberă sau simt că sunt stăpân pe mine, încerc să dau lovituri libere, dar așa cum eu simt, poate și colegul meu simte același lucru, și prefer să-i dau șansa și lui, chiar dacă am marcat eu. Pentru că va urma Jason Papă aici la interviu, aici la Exclusiv Rapid. Nu o să-l mai las. Nu o să-l mai las că arată la CFC, nu? Dar ce-ți place? Ce apreciezi cel mai mult la Jay? Caracterul lui. Este un băiat extraordinar. Orice face cu zâmbetul pe buze. Nu se supără, chiar dacă greșește, el încearcă să fie mai bun, încearcă să-i ajute pe cei de lângă el. Chiar am o relație specială cu el, pentru că întotdeauna ne încurajăm unul pe celălalt în antrenamente, în meciuri, încercăm să ne vedem, și în teren unul pe celălalt, să ne pasăm. Am o relație foarte bună cu el și
Cred că asta e cel mai important lucru la un om, caracterul. A fost mai frumos golul marcat de el cu un derbiul cu FCSB sau altul? Nu, al meu cu siguranță, că a fost golul victoriei. Mulțumesc frumos, Paul, spor la treabă. Ne vedem vineri pe Giulești. Revenim cu Jason Papă. Jay, new year, new luck? Or how can we say? We will see. Everything can happen in during the season, so we need to be focused and we need to think about this new year like okay, we finished not so good the last year, so we need to start good this one. It's a new beginning since it's the middle of the season. Yes, we can say this, but not really, because we need to learn about our mistakes and we need to use these mistakes to be stronger now. So we need to use this. You scored the last official goal from Rapid in 2023, and that is not very good because there were two more games. Yes, but to be honest, I don't care about scoring goals, and the most important is 3 points. So if I score and we take 3 points, okay, everything is good. But if I score and we lose, it's useless to score goals. Yes, but when you scored also a very beautiful goal, Rapid won the last time the official game. Yes, but we need to continue in like this, because I think that after FCSB we stop playing a little bit, like everything was good at this moment, and we let it go a little bit, and it's difficult to win every game or so, but if we play like against FCSB, we can win every game in the season. The expectations are very, very high from the fans, I mean, and also from you. Yes, me personally, yes, because like I said, I take game after game and I want to win every game. When I lose, I feel very bad. So if fans are booing, are mad, it's completely normal, because they come this weekend, they will come, it will be like -2, -3, and it will be like 12,000-14,000 in it the stadium. It will be sold out, yes. Yes, so if they are sad, it's completely normal, because they come everywhere, and if we don't play good, they have to act like this. It's normal. What do you expect from these last 9 games from the regular season? Like I said just before, we need to stay focused, and especially against Craiova now. And after Craiova, we will see. Game after game after game after game, we need to just take it week by week, and it start Friday against Craiova. Craiova finished good, but in the last friendly game, they lost 2-4 against Poliaș. Rapid didn't win the friendly games. How important are the results in these friendly games? For me, they are, I will not say useless, because it's always good to win, but the most important is to be in shape for the first game of the league. So even if we lose all the games, like last season, we lost maybe every game in the friendly games, but we start good this season, and we start good in 2003. We won games, so we need to just focus about the league. In the last game against Craiova, there were 8 goals, 5-3 for Rapid. It was something like the Rapid fans appreciate a lot. Yes, of course, because they make like 3-4 hours in bus to come, and they can see that there is a lot of goal in the game. So we score a lot of goal, but at least we concede 3 goals, and it's a bit too much. We need to be careful about defending all the team, and after the goal will come. Last season you had that horrible accident against Botoșani. Now Rahmanis has come back after something not similar, but after 3 months. Do you have an advice for him? You spoke with him about the injury? Yes, we spoke together about it, because he wanted to know how I feel, how I felt after when I make my first game. And we spoke together, but
it was a bit different. Mine was a bit worse, and I came back after maybe 4 months, 4.5, and he's back after, I think, three months approximately. So almost 1.5 more, so it's almost not the same injury. But he told me that he feels good, and this is the most important. He needs to listen his body. If he feels something, he has to be careful a little bit, because it was not a small injury. He made his debut against Craiova, and he scored twice. Can he score this time also twice? I hope for him, because he's a good player, and if he plays like he played before, it will be good for us. What message do you have for the fans now before the game against Craiova? I just want to say thank you, because first of all, they make everything for us since the beginning of the season. Since I'm here, it's very good, because they are always here. So I just want to say thank you, and we need your support for every game in this year. If you want us to win, you need to be with us. Is there a special relation, because the fans love you very much? Yes, and for me it's important, because I like this kind of confidence. I'm this kind of person, not player, about life. Confidence for me is the most important thing between during a relationship with friends, with girlfriend, with family. Everything is about confidence. So if they can trust me, I will believe in them also. The Rapid family is very big. Yes, very big. Sper că v-au plăcut interviurile, sper că v-a plăcut această nouă ediție de Exclusiv Rapid. Am auzit lucruri interesante, am reușit să pun și o parte din întrebările pe care le-am primit de la voi, prietenii acestei emisiuni. Urmează vineri Rapid FCU Craiova și ne vom revedea și marțea viitoare, evident, la aceeași oră 21, aici la Exclusiv Rapid, la ProSport.